Teroare pe arena națională, a fost război la derby. O să moară oameni, avertizează Dragomir. Jandarmeria a dat amenzi record după incidentele de la Dinamo Steaua. Rivalii de la Steaua și Dinamo s-au bătut între ei, dar și cu jandarmii. Au fost incidente înainte de meci, la pauză și la final. Jandarmii au dat cu gaze lacrimogene, iar steliștii au atacat cu extintoare. Când am venit aici, suporterii asta m-au rugat mai repede să promoveze echipa, că le e dor de o bătaie. Declarația lui Opriță a ajuns la urechile jandarmilor. Dezaprobăm orice formă de susținere sau încurajare a violențelor între suporteri, cum este cazul ultimei declarații făcute de antrenorul echipei CSA Steaua. Doi jandarmi au fost răniți în incidente. Derbiul a început cu întârziere după ce ambele galerii au aprins 10 de torțe. Au explodat și petarde pe arena națională. Nu înțeleg de ce au intrat suporterii cu atât de multe torțe. S-au întocmit dosare penale și s-au dat amenzi în valoare totale de aproape 20.000 de euro. Am multe incidente, nu? Asta e treaba poliției, nu e treaba noastră.